Conducerea celor de la FC Argeș insistă ca meciul să nu se mai dispute, având în vedere starea deja proastă a gazonului, dar și condițiile meteo care se anunță nefavorabile la ora jocului. Cu toate acestea, oficialii moldovenilor refuză categoric, fără să ia în calcul riscul de accidentări care ar putea surveni în urma unei confruntări pe un astfel de teren. Foarte, foarte mult depinde și de starea terenului de joc. Eu chiar astăzi am stat împreună cu domnul Vasile Popa și am discutat cu președintele lor de la Miroslava și sincer să vă spun, mi s-a părut un pic ciudat pentru că acesta pur și simplu refuza ideea de a amâna această partidă și i-am și spus, gândiți-vă în primul rând la jucători, la integritatea lor fizică. Dacă e să joace pe un asemenea teren, zic, dumneavoastră puteți să-mi spuneți că este cam nou acolo la dumneavoastră la Miroslava, dar eu am văzut filmare din dimineața aceasta, zic, uite, o am în fața mea și terenul care este acolo nici la Liga 6 în alte țări nu există. FC Argeș se află înaintea rundei de sâmbătă pe locul 7, cu 34 de puncte acumulate. Moldovenii sunt pe 14, cu doar 22 de puncte în cont.